Fără să vreau, am dat fix de momentul acesta când Diana povestea mamei și de față cu toată familia cât de rele au fost fetele atunci când am dat ea în casă. Spunea Diana că erau momente când fetele dormeau și ea se ridica din pas să meargă la baie și doar apropia ușa, iar ele a doua zi îi atrăgeau atenția și îi spuneau: vezi că ai trântit ușa, te-am auzit când te-ai dus la baie. Evident că se referea la Hatice și la Denisa și mai spuneau că au râs de ea atunci când l-a luat pe Dani la dans în prima seară, atunci când au fost ei aleși să meargă la date. Și spunea că cum să-l ia așa de mână, că el din educație a vrut să danseze și tu l-ai luat de mână și nu știu ce. Și mă gândeam în momentul acela de ce nu i s-a atras atenție fetelor care făceau treaba asta. Și de ce nu, vedeau o gelozie nejustificată și o răutate la adresa Dianei. Iar acum când Maria este într-un cuplu, era într-un cuplu și se sărutase cu băiatul respectiv și mergeau către o relație, de ce a fost judecată ca și cum ar fi fost o gelosie? O gelosie dintre asta care l-a dat casa peste cap și l-a stricat frânșuiul, pentru că nimeni nu se poate simți bine în prezența Mariei, pentru că este tot timpul supărată. Și este tot timpul indignată. Mă bucur că Diana a trecut peste toate astea și uite, acum este împreună cu familia ei și își vede de treaba ei. Sper din suflet să reușească și restul fetelor.